Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Urmând îndemnul Domnului Iisus Hristos, studenții Școlii Internaționale de Misiune Precep din Republica Moldova, împreună cu alți 11 voluntari, au fost împărțiți în grupe câte 3-4 și trimiși fără resurse financiare în 9 localități, fără prezența evanghelică din țară. Pace la toți, că azi este vineri, data de 5 august. În spatele meu vedeți echipa de la Școala de Misiune, echipa de voluntari, care vor pleca azi în călătoria misionară, se vor întoarce duminică. Acum este anunțarea de grupe. Vedeți în spate, aici acum în spatele meu, ei se anunță pe nume, se adună împreună și acuși va fi extragerea de localitatea în care se vor duce fiecare. Încă nimeni nu știe nici măcar grupele, nici măcar localitatea unde ne vă ducem, va fi o surpriză. Studenții au fost echipați cu Noul Testament, ziare și alte materiale de evangelizare. Scopul călătoriei misionare a fost de a ajunge la cât mai mulți oameni cu mesajul Evangheliei, iar apoi în localitatea ajunsă să se deschidă un grup de taekwondo sau fotbal. Aici stau ca studenții de la școală care că acum fac poză comună, se pregătesc pentru plecare, la materiale, tot. Am mai era 1, 2, 3, 4, Și așa ne-am pornit noi cu echipa noastră, aici o vedeți, în călătoria misionară, în fața noastră acolo sunt alți studenți care pleacă, că iese pe ușa, ușa școlii, poarta școlii și așa ne ducem. Ce скажете? Готовы! Vedeți acolo în față studenți cum sunt, cum pleacă. Aici alții, mergem pe jos. E ca așa, noi cu echipa noastră, dacă acolo mai sunt câțiva băieți, mergem mai departe în direcția la Orhei. Să ajungem în satul care nouă ne trebuie. Și tot așa încercăm să prindem mașini, să oprim mașini. Poate cineva se va opri să ne iei pe noi. Așa, noi cu băieții am intrat într-o mașină, la cineva și mergem în direcția la Orhei. Noi că aici suntem cu echipa noastră la gară în Orhei. Am venit fără bani, fără nimic și am început să întrebăm dacă ne dau voie să venim, să putem să luăm o rutieră. Mulți ne-au refuzat, că aici eu cu Danu am stat și am așteptat aici la gară, dar Iaroslav cu Sergiu au plecat mai departe și se întrebi pe alte persoane. Și ce a fost? Ce s-a întâmplat? Ce a fost? Să răscăși de ce-și. Мы подходили к разным людям и просили, чтобы они нам помогли купить билеты. И многие люди отказывались, но нашлись несколько добрых людей, которые дали нам деньги, и так мы насобирали на билеты. Да, и было очень интересно. Про одну женщину расскажите. Да, была женщина из одной организации, тоже религиозной. И мы подошли к ней, попросили помощи, она вначале согласилась. Когда мы начали рассказывать, что вот мы миссионеры, мы едем в другое село, чтобы нести Евангелие, без денег, и чтобы верить, доверять Богу, она сказала, что это плохая идея, и она не даст нам денег. Дала только 10 злотых. Сказала, не куплю вам билеты, но дам 10 лей. Лей, да. Ну так Бог нас благословил, что 10 там, 10 тут, и мы собрали деньги для 4 билета. Даже 100, больше. 100, даже больше. Что, сколько? Около 180, почти 200 лей. Почти 200 лей. Больше, чем нужно же. Так нас Бог благословил, и мы смогли собрать деньги.
Noi că acum suntem în rutieră, am putut să ne-o primim cineva, am putut să plătim pentru bilete și suntem aici în rutieră cu toată, cu toată echipa. Noi cu echipa intrăm între fești, după bani restul intrăm oficial în sat. Și am ajuns, știi că este ora deja, cât e ora? 12:40. Am reușit destul de bine, nu? Dumnezeu ne binecuvântat cu mașină, cu rutieră și cu banii cât de ajuns. Da, și cu mâncare, am mâncat mieri, tare bine a fost. Dumnezeu chiar a avut milă de noi. Ajunși la locul destinației, studenții au fost primiți cu drag de administrația localităților, care s-au îngrijit ca fiecare din ei să aibă unde dormi și ce mânca timp de 3 zile. Studenții au avut și temă practică, să studieze cursul de 40 de minute. Vrei să fii ucenicul lui Hristos? Trebuie să plătești prețul. Da, e că noi suntem aici, Dumnezeu s-a binecuvântat, am așteptat. Intrat în sală la ora 12, acum e ora 4. Și Dumnezeu s-a binecuvântat cu un local, am fost aici la primar și ne-a dat voie să stăm în sala de ședință. Vedeți aici cum avem o sală în care putem să dormim noaptea aceasta și s-a îngrijit și cu niște produse aici. După cum vedeți, am putut să... ceva de mâncare și Dumnezeu s-a îngrijit de noi. Fiecare echipă a pregătit câte un program pentru copiii din satele în care au mers. Au făcut demonstrații de taekwondo și fotbal, au ajutat oamenii din sat prin gospodărie și le-au vorbit despre mântuirea pe care o pot avea fiecare prin credință în Domnul Iisus. Care are o putere mare, aceeași putere. Ajută-mă să ajung la tine. Și să fiu ca tine. Să fiu la tine. Îți mulțumesc. Amin. După 3 zile de misiune în localitățile unde au mers, studenții au pornit înapoi spre centrul de instruire MOL Telecom din satul Ivancea, raionul Orhei. Pace la toți, că am ajuns la MOL Telecom în sfârșit, la bază, că suntem aici. În sfârșit am ajuns, Dumnezeu ne-a binecuvântat și am ajuns cu bine. M-am apucat și am ajutat. Am turnat acolo câteva coloane sus, tot în ziua aceea când am ajuns și la urmă stăpânii au spus unii să vă mai duci, să rămâneți la noi. Și ei foarte bucuroși au spus că chiar asta este stăpâna căsei, care era atunci, soțul nu era la moment, dar între timp Patricia cu Ionel au făcut lecția despre avort și le-au vestit, le-au povestit toate lucrurile de la școala de misiuni, Evanghelia. A fost o femeie foarte deschisă, pe nume o cheamă Argentina. Și au spus cum ați venit voi, parcă s-a luminat. Era foarte bucuros. Acolo am stat, la ei am stat 2 nopți, unde am dormit, ne-au primit bine, ne-au hrănit tot ce au avut ei și noi eram bucuroși și erau foarte bucuroși. Păi următoarea zi am aici din dragă dimineață și am început la drum prin sat, să mergem prin sat. Satul Ocui, de fapt nu e un sat așa de mare, acolo nu este primărie, nu este școală și nu e niciun fel de biserică, chiar nici ortodoxă. Este doar un magazin. Și iată, unde am văzut oameni la magazin, acolo am intrat, era dimineața, oamenii au ascultat, bucuroși, au primit. Tot așa mergeam pe la casă, strigam, la care ieșeau, vorbeam cu ei, care întâlnim pe drum. În timp ce evanghelizam, invitam copilașii la program, la ora 7, la o demonstrație de taekwondo. Din experiența anului trecut, eu eram puțin descurajat, mă gândeam că nu o să țină copii, dar mulțumim Domnului, au venit. Și după asta am continuat să propovădim Evanghelia. Un lucru foarte interesant, Domnul Igor ne inspira foarte mult. La început mergeam și discutam cu oamenii care vedeam în ogradă. După asta am început să strigăm. După ce strigam, Domnul Igor deja țichidea partea și intră înăuntru. Băcea la joc.
În perioada călătoriei misionare, 5-7 august, studenții Școlii Internaționale de Misiune din Republica Moldova, împreună cu voluntarii, au ajuns cu mesajul Evangheliei la peste 720 de persoane din 9 localități din țară. Astfel de călătorii se desfășoară anual în cadrul Școlii Internaționale de Misiune.